Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de știrea noastră de zilele trecute, care a fost urmată de o discuție cu voi, prieteni, pe subiectul banilor cheltuiți online, pe joc, pe jocuri, pe calculator. Așa. E o frază cam complicată. Deci banii pe care îi dau copiii pentru jocuri de-astea. Pe care îi risipesc copiii pe jocuri. Da. Sau adulți, că am avut și adulți care au povestit. Adulții cheltuiesc sume imense, da. Fără resurse mai, mai puțin și sunt pe banii lor și pe creierul lor. Copiii... Iată o informație interesantă în context, mi se pare interesant. Autoritățile olandeze au amendat marți compania Epic Games, producătorul jocului online Fortnite. Da. Amenzi, că sunt mai multe, dar au însumat 1,1 milioane de euro. Pentru că de ce? Pentru că i-a acuzat că au exploatat copii vulnerabili și i-au determinat să facă achiziții în cadrul jocului. Uh-huh. Scrie AFP și, mă rog, citează G4 Media. Mă răzbunești pe mine. Uh-huh. Sunt două amenzi cumulate. Prima amendă a fost aplicată pentru fraze folosite în joc, precum obține la cum sau cumpără la cum. Pentru diferite... iteme, nu cum se zice în acest. Da, da, da. Publicitatea care încurajează în mod direct copiii să facă achiziții constituie, citez, o practică comercială ilegală și agresivă în toate circumstanțele, au stabilit autoritățile olandeze. A doua amendă a fost aplicată pentru numărătorile inverse înșelătoare, care îi presau pe copii să facă achiziții rapide, făcându-i să creadă că articolul va dispărea la sfârșitul numărătorii inverse, uneori în mod fals. Adică îi manipulează, ia la cum și vezi că se termină, tac-tac, ai un countdown, un cronometru care numără invers și te grăbești. Vezi că se termină. Cum era la teleshopping, nu știi? Că era de-aia. Da. Sună acum până în următoarele 15 minute. Cine sună? Primii 1000 care sună în 15 minute. Da, nu știu. Ăla e. Mm-hmm. Da, dar știi că... Scamatorii. Nu știu dacă s-a schimbat ceva, dar cred că am dat în urmă cu vreo 2-3 ani o știre. Comisia Europeană urmărea sau se pregătea să impună unor mari site-uri de vânzare de sejururi turistice sau de camere, cum e Booking, de exemplu, Booking.com, să le impună... Agora Hotels.com, ca să fie mai multe, așa? Da, ok. Aveau același procedeu. Încă 10 persoane se uită la această cameră, au scos, se termină repede. Au dispărut. Atenție, se termină repede, cumpără la cum înainte să dispară, știi? Și Comisia Europeană a spus că este o practică comercială incorrectă față de clienți, mai ales că unele erau inventate. Da, erau sigur. Da. Eu m-am jucat un pic când apărau alea, am zis o dată, ia stai mă, și m-am uitat la o pensiune, din... mă rog, oriunde. Și până și acolo erau 3... persoane se uită chiar în acest moment la această pensiune. Zic, hai mă, vise, să dau încolo de păi treabă. Păi stai tu la chinezesc temul, totul este cu countdown acum, am observat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.